Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-a regăsit la un nou episod cu Case Opening, dar înainte ca să încep acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine fraților, după cum bine vedeți, de această dată nu mai sunt pe diferite site-uri de Case Opening, sunt pe CSGO. Am zis să deschid vreo 4 cutiuțe, am băgat vreo 10 euro, ok? Sper să împice ceva iteme bune, nu știu, să vedem ce noroc o să avem astăzi. Și dacă mai vreți să fac diferite episoade de Case Opening, nu doar pe CSGO, dar și pe alte site-uri, nu uitați să apăsați și butonul de like. Ok, o să deschid prima dată o cutie Operation Wildfire. Hai să vedem, folosește cheia. Poate avem noroc și o să ne pice ceva. Mamă, dar a fost puțin lag, ești nebun. Și ne pică un item foarte, foarte prost aparent. Da, aparent am făcut-o. Așa, continuă. Hai să dăm cutie croma. Perfect. Să vedem. Că poate avem aici noroc. Ce zeul ăla era bun. Pe 2000 oceanic. Na, nasol. Continuă. Cutie gamma mai avem. Mamă, 4 cutii gamma. Hai să vedem. Că poate avem noroc aici. 1. Da, glocul acesta era prea frumos, imposibil. Oh my god, numai iteme proaste ne-au picat. Hai să vedem. Și ne pică ceva. Să vedem. Un Desert Eagle, Bronze Deacon, nasol. Da, s-a dus aparent 10 euro. Cred că nu o să mai fac în viața mea episoade pe site-uri. Hai să vedem dacă nu putem face un contract sau ceva. A, doar 6, 4. Da, nu putem face. Bun, fraților, cam atât cu aceste episoade de Case Opening. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne revedem în episodul următor cu 60 Seconds. Deci, pa, pa! Ok.